Nucile sunt extrem de benefice pentru sănătate, nu numai că sunt o sursă puternică de proteine, grăsimi sănătoase și antioxidanți, dar sunt cunoscute și ca hrană pentru creier. De ce să nu mai arunci cojile de nuci? Este plin sezon al nucilor, așa că ar fi păcat să nu profiți la maximum de ele, atât de miez cât și de coji. Descoperă astăzi câteva întrebuințări ale învelișului lor. Iată ce e bine să faci cu ele. Curățare. Măcinate cojile de nucă pot fi folosite pe post de abraziv delicat pentru curățare și lustruire. Sunt bune deoarece nu zgârie suprafețele așa cum o pot face alți agenți de curățare. Ele pot fi folosite pe metal, sticlă și chiar pe lemn. De fapt, cojile de nucă sunt atât de eficiente la lustruirea fără a încât unii bijutieri le folosesc pentru a obține o strălucire a partea pietrelor prețioase. Poți face de asemenea un exfoliant facial și corporal de casă din coji de nucă măcinate, iaurt și suc de lămâie. Iaurtul oferă o bază pentru coși și are acil lactic pentru îndepărtarea pielii moarte, în timp ce sucul de lămâie este un astri gen natural care închide porii. Amestecă ingredientele împreună, freacă ușor amestecul pe față cu mișcări circulare, după care clătește cu apă călduță. Cojile de nucă sunt excelente de asemenea pentru a fi folosite în așternutul animalelor de companie, deoarece nu absorb umezeala, diminuând astfel dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor. Deoarece sunt produse naturale din mediul înconjurător, sunt mai puțin toxice pentru patrupedul tău decât cele din comerț, care uneori sunt tratate cu agenți chimici. Ceaiul de coși de nucă alungă tu Sea. Acest remediu natural are un efect calmant asupra tusei cauzate de răceală sau alte infecții respiratorii. Consumă când de ceai pe zi îndulcit cu puțină miere. Pentru a ajuta la eliminarea secrețiilor acumulate, de asemenea, ceaiul este bun și în cazul persoanelor care au un ficat gras sau care au probleme cu tranzitul intestinal. Relatează pleteh.ro